Ok, deci ați văzut părerile, opiniile a doi polițiști operativi referitoare la dotarea personală cu echipament pentru a-l folosi în serviciu. Ce s-a chiar fix, adică poți să și scrie. Nu știu de ce, dar se pare că avem destul de multe lucruri în comun, gândim la fel, era și o melodie. Da, chiar la sau gândeam și Lidia Buble. Bună, Lidia! Ok. Și se pare că în ceea ce opinam eu mai de mult în materiale, nu am greșit și aceeași opinie mi-o împărtășesc și cei doi. Dacă voi mai întâlni, voi mai avea ocazii să mai filmez și cu alți polițiști, cu drag o voi face. Trecem la celelalte, o să încep pe scurt, ca să facem economie de timp, celelalte teme, și anume echipamentul din dotare personal și portul echipamentului și portul armei. Aici, asta cu portul echipamentului și armei, o să o lăsăm un pic mai pe final, deoarece Nicu este expertul aici la masă. Am experiență, nu sunt expert. Hai să să discutăm despre echipamentul din dotare și echipamentul personal, ceea ce deja am vorbit într-o oarecare măsură. O să începe data asta cu Tavi. Bun, ce ai primit de la muncă? Ce echipament ai primit de la muncă? Eu l-am prezentat într-un vlog, dar... Ok, îl mai pot spune o dată, scurt, toate pe care le-am spus sau ce am primit de la muncă? Ce ai primit de la muncă? Păi... Și ce folosești? Păi vorbim de echipamentul pe care l-ai spus, nu? Spray, cătușe, baston, pistolul, după care centura trebuie să mă cumpăr eu ca să le pot așeza. Ți le pui pe cureaua de la pantalon sau pe centură? Pe centură. Pe centură de centură? Am cumpărat eu centură. Nu ți-au dat ei? Nu pot să răspund. Să crezi. Nu pot să răspund. Ok. Vesta antiglonț? Vesta avem vesta antiglonț. Cum ați primit? Câte una pe poliție sau? Inițial era la început să o dau mai puține. O a fost una pe care au fost două pe care le poșteam, erau patru, cum ar veni, știi? Înțelegi ce spun? Bine, asta a fost anul trecut. Deja acum avem aproape tot. Și ce sunt maiurile antinjunghiere cu sunt și maiuri antiglonți cu pachet antinjunghiere peste sau? Este antiglonț și antinjunghiere de alea pentru calibru de 9 mm, am înțeles eu, nu mă pe cifră. Nu, le sunt până la 4-6. Sunt alea standard, alea standard. Și după aia cu velcro aici, ți-am pici placa aia antinjunghiere. Da, exact, și sunt și... Mi-ai băgat glonț. Da, de ce? Da, cred că nu observi. Scoate cu dinții. Hai, las tu zi, las tu zi. Scoate cu dinții. Și... sunt și altele pentru structurile de la ordine publică care au și inclusiv cască antiglonț. Normal că Nicu are tot ce trebuie. Și plăci antiglonț. Alea mai, și plăci mai da, masive, da? Foarte grele, da. Și cu culeri și cu exact, protecție alea, exact, la partea superioară. Și pune tot cu pe picioare. Pe... Ai și la picioare, bă, da? Așa cred. Nu, asta numai pe mână era. Da, eu am încercat, sincer, numai pe mână și am văzut că am mai rămas niște piese. ca Emil Mătăsăreanu, 98. Bine, am uscut de aici, ca să pentru cele de la ordine publică. La rutieră n-am primit din astea noi antiglon. Deci am primit doar din alea, mă refer cu cască și echipamentul ăla gros. Da, alea mai puternice. Astea pe care am primit noi și alea pe care l-am prezentat, antiglon și antijunghiere în asta stand. Pentru noi. Se merge după aceeași idee că poți să rutiere mai mult să la dirija circulația, nu să bate cu el. Deci atât, nu? Asta am primit. Ok. Și ce pistol? Acum am carpați. Încă. Am carpați, da. Am înțeles că o să primim și noi. Până în primăvară o să doteze tot, pe toți. Am înțeles că ar fi ajuns deja, nu știu dacă ne le-au și repartizat. Dar... Echipament personal, ceva ți-ai achiziționat tu, anume? Bodycam-ul și aici am vrut eu să-mi achiziționez lucruri pe care la felepet și mă enervează foarte mult pe mine, fiind în structură operativă. Și a spus cineva, Nu. Bă, cămașa, mă. Deci, bă, vii cu cămașa și cu pantaloni de stofă la serviciu. Îți dai seama că m-a spus ceva la un moment dat în comentarii, arăți ca un socru mic, înțelegi? A scos... Cravata, bine că rog, a scos după cravata, ce a fost gâtuit scăzut. Rog, a scos cravata. Deci, bă, era efectiv, deci când mă îmbrăcam să mă duc la locul, mă îmbrăcam efectiv ca la nuntă. Deci, fă nod de cravată, aranjează nodul de cravată, nu știu ce, da, fără bani. Fă ăsta, înțelegi ce zic, fără bani, da. Și pantofiorii ăia minunați cu toc. Pantofiori cu toc pe care dacă fugi după unul. Dar nu mai, dar stai bortore 12 ore cu ei, zice minunat e. Da, una, am și o glumă aici, să povestesc că eu l-am dat.
De ce au găurenul în toți? Să te piși ca să-ți recolești picioarele? Să circul aerul, știi? Și, într-adevăr, e aiurea să fii cu centura asta, să uităm acum și încercăm să-mi imaginez cum ar fi să fiu eu la rutină generică cu toate astea, socrul mic. Cu... Eu mai văd polițiști care au tricou, știi, tricou, da. Cu cravat, tricou cu epolet, nu, n-ai cum spui cravatul la tricou. Eu știu. Nu, te-ai așa, pantaloni la dungă, cu pantofiori de nuntă, tricou de polițist și cască. Deci cascheta la tricou e... Nu, da. Cumva există o reglementare? OMAI sau o dispoziție publică referitoare la portul. Cum s-a schimbat, da, de vreun an de zile sau 2 ani de zile. S-a schimbat ce? S-a schimbat felul care s-a scos cravata și arată niște poze cu niște politici, cum să te îmbraci și cum să asortează, cum ar veni, un fel de Dana Budeanu, știi? Da. Cum să poartă tricoul cu pantalonii și cum... Dar mă, îți pantalonii de... Efectiv... Când găsești pantalonul, că nu găsești tot timpul pe stoc. Băi, mov ăla, e o culoare de curvă. Unde mă? Deci, mov albăstru, nici e albastru blămare. Nu știu, dar e urât. Bă, nici albastru nu e, nici blă nu e. Deci eu combin albastru, blămare, mov. Dar la polițe arătă răsumoase. Mie nu-mi place, mi se pare de curvă. Ce număr ai la mașină? Bravo! Așa, alea suedeze. The motherfucking eagle double G. Snoop Dogg! Nu discutăm. Ok, deci atât? Ce ai? Tu? Asta am primit. Deci ruletă ne-am cumpărat noi, că trebuie să măsor cu ceva. Lanternă noi, nu? Lanternă mi-am cumpărat eu. Am avut lanternă pe echipaj, pe care o folosești doar dacă efectiv trebuie să faci o ședință sau mai vin criminaliști. Dată din dotare? Da, am avut ce lanternă alea mari. Din alea mari, așa, mari, nu, cu care puneam să încărca. Care da, efectiv dacă ești undeva. Fără de la Alexandru. Nu, le puneam să încărca la priză. Nu, alea erau pe autotrim, dar nu deja multe nu mai sunt funcționale. Dar noi fiind pe oraș acum cam mai la plus și ai o lanternă pe care să poți să te uiți la ca o chestie, nu știu, pe asfalt sau... Da. Deci cam asta. Asta, noi procese verbale pix și radar. Înțeles ce spun, cam bazea lucrăm noi. Radar. Da, și o chestie mai aia de camuflat, pe ăsta ai îmbuschit, înțelegi? N-am înțeles, da. Să nu te vadă nimeni. Deci cam asta e. Și tu, Nico? Eu le iau la mine. Aletar, poți să le arăt? Zile, arată-ne pe alea primite. Hai să le vede. Păi, bine, ați mai văzut la el, dar acum le vedeți canalul. Primite de la asta. Asta e holsterul de la Viper pentru... De la Viper Concept, de la domnul Cornilă, nu? Stai așa. Da, mi se pare că da. Viper Concept, da. De la domnul Cornilă. Domnul Mircea. Salutări, domnul Mircea. Mulțumim. Mulțumim frumos pentru... Vă salutăm. Așa. În partea dreaptă holsterul, retenția, cablu de retenție, pentru că bereta vine cu... are inert, e prevăzut pistolul cu inert. Foarte bună, da, ideea. Foarte bună ideea, da. Ți-a ieșit din toc, l-ai scăpat, când fugi... Sau dacă încearcă ies. Cineva să ți-l ia. Da. Iar eu luat la jandarmeriță atunci, la 10 ani. Dacă ar fi avut, era bun. Telescopicul care l-am prezentat. Cătușele atât am primit de la... Deci până acum asta am primit, asta... Poți să mă uit la cătușii, da. Centura aia ta? Ce ai primit basonul de la... Bine, după mă, nu? Centura aia mea. Că e șmecher de aia. Pauciu cu primul ajutor, tot ce am primul ajutor în interior, v-am prezentat ce are înăuntru. Spray-ul, da? Spray-ul, prietenul meu. Astea sunt ale mele, da? Mănușile ale mele, de la Dan Ionuț, mulțumim Dan Ionuț. Pauciurile astea care sunt de la Vesta Antiglonț, data aia mare. Da, sunt multe pauciuri, am multifuncțional, la mine în permanență, e util pentru multe lucruri. Multitool kit, e fratele lui ăsta, numai că pe culoare neagră. Aici este portul de încărcătură de rezervă, rescue me tool-ul pentru spart și tăiat, geamul și centura, cheia de cătușe și cam asta e ce am la centură. Dă-mi un pic centura. Deci iată un element de noutate pentru polițiști, ceea ce eu consider că ar trebui să aibă toți polițiștii, trusa de prim ajutor. De ce? Scrie în lege, în momentul în care ați făcut plus de armă și ați lovit o persoană, trebuie să acordați primul ajutor. Ești obligat. Ești obligat, mă, da. Pe care l-ai împușcat, cei care l-ai împușcat în femurală, nu? Da. Bun. I-am acordat primul ajutor. Te-ai folosit de pauci? Da, bun.
Dacă nu aveți așa ceva, e pal special să-i găsesc de cumpărat. Da, să-i găsesc peste tot. Ne poți zice de unde l-ai cumpărat? Și la Scoator se găsește la produse de Pentagon, foarte bune. Domnul Cornin are la Viper. Și la Viper se găsesc. Magazinul Viper Concept este în București. Mai ții minte cumva sectorul? Nu știu, era la uzina Faur. Zona Faur. Da, da, uzina Faur. Cei care nu știți, zona Faur este în apropierea autostrăzii A2. E foarte aproape autostrada. Sau pe Scoator. O să atașez link-uri în descriere. Deci o asemenea trusă este necesară oricărui polițist, vitală. Dar gândiți-vă că nu e pentru voi neapărat, dar pentru colegul vostru, că a pățit ceva. Și până vine ambulanța, nu ești tu direct. Exact. Sau dacă sunteți Viper, nu, ăla e Viper, e alt magazin, vorbim de Viper Concept. În două separate. Gândiți-vă la chestia asta. Hai, nu tu, nu colegul, l-ai împușcat pe ăla, dacă sunteți ceva mai fricoși. Ce faci cu... Te oprim sau? Ce faci în fața procurorului sau a judecătorului? I-ai acordat primul ajutor? Nu. De ce? Păi nu aveam trusă. Iar MAI-ul, din punctul meu de vedere, și avându-i pe băieții ăștia doi lângă mine, din punctul meu de vedere, MAI-ul a trebuit să-i doteze polițiștii din stradă cu trusă de prim ajutor. Și cu cursuri. În special cursul, dar dați-le, dacă vă uitați să uită care vede la mine aici, la mine, nu cred că s-a uitat, dar în fine, dați-le echipament corespunzător. Legea obligă să acorde primul ajutor, dar voi aveți obligația să le oferiți mijloacele adecvate pentru a oferi primul ajutor. Sau măcar să învățați să folosiți ce aveți în trusa medicală de la mașină, în dotare. Sau da, dacă nu vreți să cumpărați, cât a costat aproximativ ăsta? El gol sau cu cei înăuntru? Cu cei înăuntru. Cu cei înăuntru? Cu trusă plină cu cei înăuntru. Trusă plină cu cei înăuntru e destul de scump pentru că... Trece de 500 de lei? Pe acolo se mută. În jur de 100 de euro. Pe acolo, da. Din punctul meu de vedere... Dar am prezentat ce? Mai degrabă, cred că o să caut și atașez link-ul de scrie. Din punctul meu de vedere, și cred că al oricărei persoane raționale, mai bine pierzi 100 de euro pe ceva pe care nu va fi niciodată nevoie să-l folosești, că nu o să ai nevoie, da? Decât să ai nevoie să nu-l ai. Ca în parașuta. Ca să investeam. Păi nu, parașuta o porți pentru o porți toată viața până când... Asta-i vesta ta? Asta-i vesta mea personală. Personal. Deci nu de la... Și tot sau de aici. Nu știu, are și nimeni. Da. Vestea mea personală, am prezentat-o și pe canalul meu, dar ca idee, dacă tot suntem aici, pe scurt. În plus ce am, mulțumesc Adrian, lumină ultravioletă. Lanternă cu UV. Da, că mai vezi acolo, mai verifici un act, dacă ai suspiciuni că ar fi contrafăcut, se poate vedea foarte ușor lucrul ăsta cu, se verifică cu lanterna UV. Pe site-ul băieților de la www.spy-shop.ro puteți găsi lanterne UV și acolo. Sistem mole, laser cut și aici mole clasic, care pot să atașez pouch-uri. Aici am lanterna foarte puternică, 1600 de lumeni. Oh, vorbește noaptea, nu? O, da. Inclusiv funcția de blitz, care dacă e băgat în față... Da, ce ne vă puneți, vă uitați în ea. Așa, asta e replica care le dau, cred. Domne, îmi dai cu lanterna în față, dar cine te puneți în stânga? Uite și tu în stânga. Briceagul, care nu trebuie să lipsească briceagul, ați văzut că scrie acolo arme. Foarteca, foarte importantă. Ce facem cu foarteca? Să ajungi repede la locul unde este făranul. Am văzut în film. N-ai timp să dezbraci, să dai. Deci îi tai haine. Îi tai hainele, iar partea de aici e prietenoasă cu corpul. Am înțeles, nu e agață. Nu e agață. Și observ că e puțin striată, ceea ce înseamnă că o să taie fără probleme și țesături mai dense sau mai groase. Da. Bodycam-ul meu. Am urmat la cameră, să văd cât de baterii mai are. Da. Iar înăuntru am arătat, atunci mai arăt o dată ce am eu. N-am Kevlar aici, n-am decât plăci, care au rolul nu numai de antiglonț, ci și de antinjunghiere. Aceeași chestie. Și sușoare, 1,8 kg, da. Ok. Pe spate, Military Issue. De la Military Shop? Nu, nu, Military Issue. Da. Military Issue, scuze. Da. Sunt americane. Ok. Pe spate, partea expusă corpului, da? Scrie că apare inscripția 75 mm. Iar M80 este codul de la Ball Protection. M80 este vorba de 72x51 NATO cu miez de oțel. Asta este codul. 72x51 308.
trebuie să o pui în chester cu miez de oțel. Miez de oțel, pe armor piece. Are deci carbură de wolfram în interior care reține miezul de oțel. La asta, asta ți oprește. În cazul în care nu știți prea multă balistică și armament, muniție, mă refer la polițiști. Da, oprește 9 mm. Am văzut într-un material prezentat de prezentat pe canalul de YouTube al Prolexului. Era un băiat de la mascați, de la poliție, SIAS sau SAS, nu știu unde era, un chel. Și prezentat veste la anticlon. Spunea că, domne, oprește 9 mm. Probabil nu avea, a primit indicație să nu spună mai mult dat. De atât, în fine. Ca să știți, pe scurt, eu am mai prezentat și o spun și o mai spun o dată. Armurile, deci material antiglonț cu nivel de protecție NIJ 3A, nu opresc doar 9 mm, ci opresc inclusiv 44 Magnum, care este ăsta. Spre rușinea mea, nu mi-am făcut temele, ăsta este soft point, adică vârful neacoperit, neîmbrăcat în cămașă de alamă sau cufru, și acesta este full metal jacket, ambele flathead, adică au vârful plat. Ăsta perforează mai mult decât soft point. Diferența dintre de dimensiune între un NOR 19 și un 44 Magnum. Așa arată un 44 până lângă. Și așa arată un 9 mm. Deci ca să înțelegeți că vestele care le purtați sunt bune. Rezistă inclusiv la așa. Asta e diferența de dimensiune între cele două. Și casca antiglonț de Kevlar, care e achiziția mea personală. Eu o iau la mine în mașină, dar consider că nu trebuie să lipsească o cască din care a polițistului, doar că ne dotează cu ea. Am înțeles că acum în programul de achiziție sunt căști anti-vandal, anti-riot. Dar sunt bune, te protejează de obiecte contundente până la urma urmei și au și vizor destul de generos. Puteți supune și peste cascheta, că nu avem cascheta în urmă procesul verbal. Da. Dar asta este anticlon și servește ambelor scopuri până la urmă. Este ușoară, tehnologie relativ nouă. Ce greutate are? Jumătate, care așa, kilogram și jumătate. Nu e greu. Ei, imaginați-l pe Tavi Perțea cu casca în cap. Făcându-vă semnalul reglamentar. Bine, eu o țin în mașină și o pun pe cap doar în momentul în care... Asta lui Nicu, păi, eu centru. Da. Asta mai lăsa să mă duci cu cartea după mine. Nu, astea sunt, e bine să le țin mașină, că în momentul în care se întâmplă ceva, Doamne ferește, și ai timpul necesar să o pui... Ce faci? Ia faci serp sau mă, dar altă chestie voiam să vă întreb. Ce părere aveți voi despre portul vestelor anticlonți, că am văzut că mulți polițiști care au primit veste anticlonți la serviciu le țin în portbagaj. Da. Și le iau pe ei, nu le iau pe ei din comoditate, că transpiră vara sau alte chestii, le țin în portbagaj și am avut ocazia să întreb, să vorbesc sau de vorbă cu doi polițiști și am întrebat și le-am zis, bă, păi le punem pe noi, o trag pe mine în momentul în care am intervenit. Și exact, nu, să nu ai timp. Gândește că vine intervenția peste tine, deci vine situația peste tine, nu te duci tu la situație și eram curios de chestia asta. Principala problemă pentru care eu, de exemplu, nu o port în timpul serviciului tot timpul, nu am te deci nici nu o port. Cât ai serviciu? 8 ore sau 12 ore? 8. Noi facem 12 ore. Păi nu, eu o port, dar nu tot timpul. Asta încep să explic. Sunt acum 40 de grade. Tu cu costumul ăsta de sucru mic pe tine, înțelegi, și cu asta pe tine, așa, în primul rând, nu... Efectiv, pe cămașă nu ai nicio șansă, înțelegeți? Deci trebuie să se schimbe, asta pe cumpără, am cumpărat eu tricou, înțelegeți? Bun, am venit și de la am primit unul de la magazin. Dar ideea este că, într-adevăr, sunt situații care nu poți să o porți tot timpul, înțelegeți? Dar polițiștii americani nu sunt lăsați să intre în serviciu dacă au... Dar dacă se schimbă un pic ținuta, aici sper, și aici vreau să insist, că de-aia fac eu glumițele astea, să se schimbe ținuta. Dacă ni se schimbă și ne dă echipament tactic, domnule, intri frumos, renunțăm la caschetă. Stai țin, dacă îmi dai voie, nu vreau să par cârcot asta, nu știu eu ce, dar pun o întrebare simplă, din punctul meu de vedere, eu sunt pro la chestiile genul ăsta. Și eu sunt pro. Și chiar folosesc de când am. Dar ideea informatoare, uite, mereu am luat exemplu Planeta America, da? Polițiștii de acolo, nu știu, și au cămăși, la fel ca și așa, unii au tricouri, dar majoritatea au cămăși. Fiecare stat are... Dozarea lor nu contează, la ei au voie de stat federal.
Și la ei vesta maieu se pune pe sub cămașă. Pe sub cămașă. Bună, e făcută special. Păi că vesta maieu, e maieu. Da. Așa, ca și diferența că cămașa e făcută special. Chiar inclusiv cei care arată ca și cum ar fi mâncat mai mult decât trebuie. Nu e o problemă, dar tot își pun vestă. Și vine cu cămașa deasupra, care cămașa este anume luată cu un număr mai mare, ca să poată să îi... Să acopere vesta și să stea ok pe ei. Și stau și ei, 8 ore sau când stau așa. Eu am observat o chestie, puțin ipocrizie, cred că suntem noi mai ipocriți așa, polițiștii. Ca românii în general sunt ipocriți, asta e. Puțin, nu mult, dar suntem. Am plâns atâta timp că vrem veste anticlunț, că uite că mor colegii, că nu știu ce, da, că știu cum. Acum au primit veste anticlunț, nu le poartă. Că e așa, că nu știu cum, că nu știu ce. Gândiți-vă că suntem militari în război. Nu, nu, deci nu blamez pe cineva. Eu îmi expun un punct de vedere. Adică fiecare om este liber să facă ce dorește de el. Este viața lui, nu e nicio problemă. Păi nu mă dărează să spun 5 lei la salariu pentru curat. Nu e nicio problemă pentru mine. Problema e alta. Problema e că s-au cerut, s-au dat, nu se folosesc. Că mie cald nu ce, militarii la fel, au veste anticlunț, bine, mult mai grele decât ce avem noi, mult mai butucăroase astea, și stau cu ele, asta e meseria lor. Eu am o vorbă, nu eu am inventat-o, am preluat-o și eu la rândul meu. Ca instructor de Krav Maga, un motto la Krav Maga este următorul: we train like we fight, we fight like we train. Deci dacă tu nu te obișnuiești, nu te familiarizezi cu constrângerile echipamentului în anumite situații, s-ar putea să ai o mare surpriză în momentul în care o să faci o intervenție cu vesta pe tine, să vezi că nu-ți dă voie să faci anumite mișcări. Pentru că tu nu te-ai antrenat sau nu te-ai obișnuit să o forți, exact. Și multe alte chestii. Aici vreau să puntez. Da, știu ce spui. Da? Deci, eu mă principala mea atribuție... O să mă cete nevastă la cum mă scarc, nu mă reazi, o să-ți leg mâine. Să-ți iau să-mi te mai scarc. Da, să... Principala mea atribuție este cercetarea locului fapte la accidentele rutiere. Asta este principalul lucru. Eu, de exemplu, nu merg la intervenție. Da, 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 am înțeles. Nu, ok, deci nu... Asta e principala mea atribuție. Da, da, în cazul tău, la OPM principiu. Pe mine acum. Da. Ce fac alții, OP-ul. Nu știu. Eu mă refeream de OPM principiu. OPM pe tine, dacă este un scandal cu persoane care te bag cu topoare... Păi, stai puțin, dar nu neapărat. Nu neapărat. Tu în care mi se zice, mergeți acolo că este o mică ceartă între soț și soție. Ajunge acolo și vezi că e dictat război între că vin neamurile și nu știu ce. Și n-ai timp să spui vesta pe tine și mai știu ce. Știu că a fost o filmare celebră pe la televizor acum câteva luni de zile în care era un coleg și o colegă, coborâsele din mașină, deschiseră portbagajul și își puseseră vestele pe ei și mergeau și încercau să-și le închidă în timp ce fugeau cu presa după ei la o intervenție. Urât! Foarte urât! Bun! Bineînțeles că și le-au prins aiurea, deci pata de imagine. La noi încă este chestie din asta, dacă o porți, dar cum era cu masca acum 4 luni de zile, dacă purtai masca, ce mă, ți-e frică de virus, știi? Așa cum, ce mă, ți-e interesează? Eu știu ce spune, mentalitatea. Te-ai băgat într-o chestie, știi că acolo sunt anumite constrângeri? Deal with. Da? Asta este partea, nu se convine. Tu te băiatule și fă traforaj viteză, nu știu, fă ce dorești tu, ce-ți place mai mult în viață, să pictezi, să fii șofer de taxi, dacă meseria asta ți-ai ales, o trebuie să înțelegi foarte clar că sunt anumite constrângeri din punct de vedere al regulamentelor și tot ce trebuie și libertăților tale. Îți place să stai mai lejer? Avem să salvăm așa, stai mai eu, nu cum. În fine, ideea e următor, că exact ne spuneam, te duci la 112, îți anunți o ceartă simplă, te duci acolo relaxat, că e a mia oară când te duci la o ceartă simplă, nu e o problemă, a intervenit rutina ucide. Te duci acolo și deodată vezi că escaladează brusc situația și n-ai timp să ții nimic la tine. Eu am văzut foarte mulți colegi care țin în mașină, în buzunarul de la portieră, țin spray-ul, țin bastonul pe nu știu unde, nu știu, se duc cu cătușe și dar pistol. Ei sunt orientați. Da, se orientează. Ce să-ți povestesc? Eu de asemenea le-am zis la colegi de multe ori și nu numai la colegi, și la mulți colegi, le-am spus, băi, când vă duceți, mergi cu mașina, te duci și oprești la o intervenție la 112, nu lasă mașina chiar în fața porții unde ai fost chemat. Pentru că s-ar putea să trebuiască să fugi pentru viața ta, din că te urmărește la cu toporul și când ajungi tu la mașină ca să deschizi, ca să urci sau să te retragi sau să ții echipamentul de mașină ce zici tu că ai acolo, ăla vine și îți dă un topor în cap și te-ai executat. Mașina se lasă 10 metri mai încolo, ca să ai timp să ajungi la mașină sau whatever. Țineți minte cazul cum e logic.
Păi, de obicei, când sunt atacați oamenii, scuze-mă o secundă, tar, când sunt atacați oamenii de obicei cu autovehicule, când intră sau când ies din mașină, atunci sunt cei mai vulnerabili. Da, pentru că nu mai sunt atenți, pentru că sunt atenți să deschidă portiera. Și nu vezi ce e în spate sau whatever, nu mai, omul nu e ocupat, atenția ta distributivă nu mai funcționează, cum trebuie, sunt multe chestii. Și de-aia am spus, plus că te întâmpinea cu pietre sau de, cu pietre din... din sau aruncă cu obiecte conduente din curte, mașina fiind în fața porții, tot face praf. Adică sunt niște chestii și s-a întâmplat chestia când s-au dus, dacă vă aduceți aminte, cu, la începutul stării de urgență, când s-au dus în cartierul ăla undeva până în Ardeal, da, nu știu pe unde era. Până la care s-au bătut, a dat și dădeau cu mașinile cu spatele, mașinile poliției nu puteau să vedeau, nimeni nu le-a explicat, băi, când vă duceți la intervenție, nu puneți mașinile în spate pe o străduță mică, una în spate celelalte. Că s-ar putea ca să vă retrageți repede de acolo, că vă atacă ea un grup numeros. Și s-ar putea că ăia care ajung primii la mașina lor urcă mașină și vrea să dea cu spate, dar nu poate, pentru că a doua, a treia și a patra mașină încă n-au ajuns oamenii și nu s-au pus în mișcare. Și mașina care este prima în față este făcută praf. Și exact asta s-a întâmplat, adică ce era simplu pentru ei? Una aici, una aici, una aici, una aici, în zigzag, da? Ca după aia să pot să plec. Sunt niște chestii și... care nimeni nu învață pe poliție. Păi vezi, cine îți învăță? Pentru că, exact ce spuneam, oamenii care se ocupă cu pregătirea de obicei sunt rotirea cadrelor sau îi pun acolo fără experiență reală. El ia manualul și zice, ia uite ce zice manualul aici. Și tonul, am avut, eu povestesc în experiență, îmi zicea mie, a, ia uite ce zice, ca și cum era pentru prima oară când vede manualul, adică era și pentru o surpriză ce citea acolo. Nu mai spun că, da, sunt niște chestii aici, chiar este o nevoie imensă de pregătire, de conștientizare a colegilor, de a purta echipamentul, pentru că urmă e vorba de echipamentul care poartă ca să le salveze lor viața și să... Nu e pentru mine sau pentru altcineva. Cum spuneam, nu mă trebuie să spun 5 de la... Chestii, să scriu un rip de mentalitate. Aș vrea să fim... Mă uitam la comentarii. Noi suntem de vină în mare parte pentru situația care este. Mă uit pe grupurile de polițiști unde... Să prezenta proiectul de schimbare a uniformei. Lucru care eu mă bucur că se schimbă uniforma, da? Și erau polițiști pensionari, cum are majoritatea acolo ăștia care sunt, dar nimic cu pensionari. Mă bucur că am prins vremuri în care polițistul mergea la costum și cravată la birou, era respectat în societate. Stai atât de că nu mai e așa, în care polițistul mergea și era pe timpul comuniștilor și alinea cu aia. Contează și anii 90, de tranziție sălbatic. Când alinea cu aia pe acolo și mai vorbim acum de situații în care se adaptează oricine, dacă se uită pe YouTube acum două poliția zile, este un infractor, este infractorul pregătit în două zile că se uită pe YouTube. Știu, un mesaj pentru dinozaurii din MAI care opinează... Hai să nu-i considerăm dinozauri. Nu, e la nimic personal cu cineva, că eu cunosc oameni capabili, nivel de vârstă, de sens. Bine, el s-a referit strict la cei care au mentalitatea asta. Nu, eu le-am dat nici personal. Ce? Eu zic că vine cometa. Părerea mea, Doamne ajută să vină. Problema e alta, problema e în felul următor. Mie mi-e groază de ăștia tineri care vin și intră pe mâna lor la tutelă și în loc să învețe ceea ce trebuie în alea 3 luni, 6 luni când s-a luat tutelă, învață porcării. Mă, dacă spun ce scriu mie, îmi scriu, gândește că de când sunt și eu pe YouTube acum... Îl învăț să se orienteze. Îmi scriu copii care sunt în școli, care au terminat în tutelă și spun discuții pe care le-au cu tutorii lor. Și domnule, mă întreabă pe mine să încerc eu să le dau niște repere, niște recomandări, că nu pot eu foarte mult să vezi clipul pe ăsta. Pentru că și domnule, am intrat pe tutorile meu și le-am dat să mă caiți în 25 de ani. Și tu din 25 de ani. Nu e ok. Eu consider că ar trebui ca comandantul subunității respective să aleagă cel pe care îl va tutela. E foarte important. Adică... Până la urmă, ești manager, nu? Vrei să facem chestii educative sau vrei să fim pe... Da, nu mă referam ca idee cum ar fi ideal, cum văd eu. Așa ar fi ideal, da? Știu ce spui tu. Eu am încercat să-mi trebuie. Eu am învățat foarte multe de la colegii mei. Eu în 2013 am venit la poliția. Da, și de la politici. Înainte de asta, 10 ani am făcut intervenții. Și am venit acolo și a trebuit să plec la Slatina 3 zile, 4 zile schimbare de profil în care ce s-a făcut pe acolo, nu contează. În 3 zile, 4 zile, n-ai ce să înveți prea multe sau ce să așa. Dar s-au discutat chestii importante, chiar au fost un reper destul de bun, vreau să spun, experiența de la Slatina, vreau să spun. Și sunt lectori foarte buni acolo, chiar am respect pentru ei. Slatina fiind? Este școala de perfecționare și de... Nicolae Gulescu. Da, este școala MAI-ului. Da, da, de perfecționare și de schimbare de profil și de pregătire continuă. Ajunge acolo ca elev, student? Sau nu, când schimb profilul, ca polițist, când schimb profilul. Deci trebuie să fii cadru activ. Da, absolut, da. Să dobândești calitatea de polițist ca să poți... Sau acolo pot intra cei să facă cele 3 luni din sursă externă.
Da. Da, am înțeles. Da. Dar acolo se fac schimbările de profil de obicei, indiferent că e de forțe speciale, că e de rutieră, că e de nu știu de rutieră, sigur, dar de opești sigur. De rutieră. Da, este și de rutieră. Da, sunt acolo și sunt niște lectori foarte buni, am câțiva prieteni între ei, salut cu ocazia asta. Mi-e dor de voi, sper să mai ajung pe acolo să ne mai vedem. Foarte buni profesioniști și în criminalistică, în orice legislație, tragere, un profesionist foarte, foarte bun acolo, care a fost implicat în proiectul acela de la Cluj cu poliția germană. Nu. Da, pe tragere reflexă și... Voiam să te întreb o chestie. Încă de la început sunt sigur că ați observat, Nicu are foarte multe tatuaje. O, Dumnezeule, la ai voie în poliție cu tatuaje? Bun. Asta e o întrebare pe care sunt sigur că v-ați pus-o. Aspecte legale. În 2017 a fost modificată legea 360/2002 privind statutul polițistului în timpul doamnei Carmen Dan, în care se menționează faptul că este interzis să ai tatuaje vizibile în uniforma de vară, în ținuta de vară, la vedere, da? Deci vizibile în ținuta de vară, doar dacă dai admitere în școlile MAI. Nicu este polițist activ. El deja a dobândit calitatea de polițist. După ce, cu alte cuvinte, după ce devii polițist, deci ai tăi la academie sau școala de subofițer, ai terminat-o. Îți stabilești ce tatuaje vrei să le faci. Și te tatuezi pe față. Da, bine, bine, bine. Hai să nu... o să sune instigare gen. Hai, faceți-vă tatuaje cu toții. Ideea e felul următor. Bine, nu te-a pus să-ți faci aia cu sirena sau cu o tanti goală. Ancora. Atenție și la tatuaje, da. Să nu prejudiciați la instituții. Absolut, da. Nu o spui unul cu, nu știu, mesaje teroriste, Doamne ferește, sau alte porcării. Tatuaje tribale sau chestii de gen. Treaba lor. Fiecare face ce... Tu ai avut probleme la muncă legate de tatuaje? Nu, niciodată. Nu. Ai apărut odată într-o fotografie pe net. Știi la care mă refer, nu? Bun. Și a apărut să niște comentarii ce da, uite cu deontologii, uite cu barbă, uite cu tatuaje, uite cu nu știu ce, uite are ochi, uite are nas, da. Dumnezeule, deci, cum e posibil să aibă ochi? Pe scurt, văd pe palmă, pe brațe, pe mâini, da, ai niște două tatuaje pe ambele mâini, la vedere, le arătam. Ok. Asta aici, pe antebraț are lupul tacic, pentru că suntem, da? O cască ce asta, de Spartan, de Spartan, Spartan Warrior Tactics, da, și ai calașul pe dreapta, nu? Nu, sau unde ce, pe antebrațul stâng, are calaș în colo. Ok, și pe gât, mai ai casca de Spartan? Cu deviza, nu l-am. Ok, pe dreapta n-ai nimic, nu? Bun. Încă nu. Deci sunt la vedere, ca polițist, ca cadru activ, da? Ca și... Cacar, lasă să înțeleagă oamenii că s-a introdus domn dicționar explicativ, ortopedic, ortologic, ăla doi, da? Și toate greșelile gramaticale au devenit corecte. Deci devii polițist și poți să te tatuezi. Repet, tot ce faci în activitatea de polițist, eu vă vorbesc strict din lege, eu vă vorbesc din experiență, da? Dar pe partea legală, teoretică, tot ce faci în calitate de polițist, de cadru activ, trebuie să faci legal, astfel încât să nu prejudicezi imaginea. Dar acum, dacă îmi permiți, am și eu un sfat. Te rog. Dragilor, eu consider că tatuatul a devenit, ca și activitate, așa ceva prea la îndemâna oricui. Adică, eu am o vorbă, degeaba te-ai născut tu găină, dacă, asta, degeaba lipești tu pe tine pene de vulturi dacă te-ai născut găină. Se tatuau înainte, din cele mai vechi timpuri, războinicii și vânătorii, nu prostul satului și găina satului. Vedem, da? Tatuat. Adică nu era, erau niște simboluri de bărbăție, de castă, apartenență la o castă, cum am eu semnul ăsta sau alte semne, în fine. La mine fiecare tatuaj are o poveste, reprezintă o etapă din viața mea, unele le-am obținut după, am obținut permisiunea castei respective, ca să zic asta, o zic cu ghilimele de rigoare, comunitatea respectivă, da? Comunitate, da? Ca să fac simbolul respectiv. Nu l-am făcut ca altul, adică ce faci, ești trabant și spui semn de Mercedes, succes. Adică n-are nicio treabă una cu alta. Prea e la modă, toată lumea statuează, toată lumea lasă barbă, dar ei nu sunt bărbați. Băi frate, ești bărbat? Ok, ai dreptul să faci chestia asta, din punct de vedere moral, din punct de vedere ideal, zic eu. Dar acum toți, eu mă tatuiesc, dar ai 30 de kg haine rău de pe tine. Dacă mă împiedic ca peste tine, te strivesc. Da. Asta e, mai gândiți-vă și voi puțin înainte că dacă vreți să faceți tatuaje, dacă faceți 500 tatuaje respective. Da? Nu ele vor. Bun, pe final și cu... Urmează să spun pe final și cu asta închei. Bun, tot legat de echipament. Vreau să prezint
Și să spuneți pe scurt părerea voastră, ăsta este un kit de convers episodic. Am uitat să vorbim ceva, scuză-mă. Vici, arab. Muniția. Imediat, am gen și la așa, bun, lasă două aspecte. Ok, mulți polițiști, fie că sunt de la ordine publică, fie că sunt de la intervenție, folosesc Glock. Au pistoarele Glock. Ăsta este un kit de conversie pentru pistoarele Glock. Mulți, am înțeles că vor să-și cumpere și să folosească la muncă. Nu cunosc aspectele interne referitoare la portul armamentului. Voi probabil le știți, dacă sunt secrete da. Sau interne, nu le spun. Bun. Din punctul meu de vedere, atât timp cât legea nu interzice permit, este un principiu de drept. Bun, vreți să vă cumpărați, puteți să le folosiți, să le cumpărați. Mare atenție să nu intrați în conflict cu reglementările interne referitoare la portul armei de serviciu. Dacă aveți armă personală, nu e nicio problemă. Dacă sunteți curioși, ăsta este un kit de conversie Ronin MGK Micro Conversion Kit. L-am achiziționat de la www.redrocheu.com. Link în descriere sau dacă vreți să le cumpărați sau să le testați în prealabil, ne întâlnim în Brăila și le testați cu mare plăcere. Nu e nicio problemă. Astea sunt aparate de ochire flip-up-uri. Mecanice, flip-up, da? SAR, să știți cum vreți să le spune. Și puteți să atașați orice peșina asta tactică. Asta este un Red Dot Crossfire de la Spy Shop. Vreți să cumpărați de asemenea firma este românească în Timișoara. Și cel mai important aspect este cel referitor la muniție, exact ce spunea Nicu. Am aici pe masă muniție trasă. Bun. Și câteva proiectile. Ceea ce folosesc polițiștii în timpul serviciului se numește muniție Full Metal Jacket. Acesta este un tub, un cartuș tras de manevră folosit de mine. Full Metal Jacket așa arată. Da, este glonțul, miezul din plumb este acoperit, îmbrăcat în întregime, în cămașă de alamă sau cuplu. E un aliaj. Acesta este un cartuș hollow point. Da? Mulți spun că domnul este interzis, este ilegal. Nu. Hollow point înseamnă cu vârf scobit. În legislația românească scrie, am explicat, n-ai rost să mai văd asta. Bun, diferența între cele două este că în momentul tragerii, în momentul extracției din corpul persoanei, Full Metal Jacket va arăta așa. Sau se deformează puțin. Depinde ce lovești, dacă lovești cu os sau nu. Da. Hollow Point-ul va arăta așa. Între astea două, care, după părerea voastră, credeți că are putere de oprire mai mare? Sau, mai pe românești, mai pe scurt, care între astea două credeți voi că are șansele cele mai mari să iasă din corpul persoanei împușcate. Vă zic eu. Și să creeze victime colaterale. Una din regulile de siguranță în mânuirea armamentului este să fii conștient de ce este în spatele țintei tale. Când tragi în poligon, da, e frumos, aduci femeia, prietena, gagica, mama aia nu mai poate, este în extaz. Ai parte de o seară incendiară, totul e mișto, te filmezi și eu mă filmez, totul e mișto. E ok, e frumos. Problema apare în momentul în care trebuie să faci uz de armă pe stradă. Pe stradă, noi ca români, noi nu mai avem cultul armelor de foc. De ce? A fost perioada comunistă și s-a pus capac. Foarte mulți, ei pot să confirme sau să infirme ce spun, foarte mulți români sunt de părere că în momentul în care asistă la o scenă în care polițiștii scot pistoalele ca să tragă în cineva sau deja trag, nu vor avea reacția, sau foarte mulți nu vor avea reacția de a fugi, de a se ascunde, ci dacă ies să-l împuște pe unul, ies să văd, să stau în spate, vezi, văd cum iese glonțul. Să văd, iese glonțul, dacă ies, și dacă ies, oare cum să vede. Da? Deci este o reacție total greșită. De ce? E normal, e curiozitatea firească a omului. Mulți oameni nu au parte de arme de foc, nici măcar într-un poligon privat nu au mers. De aceea, din punctul meu de vedere, muniția tip hollow point ar trebui dată oferită, ar trebui să extind dotarea persoanei mele AI. Nu doar hollow point. FMJ-ul are putere de penetrare datorită aspectul lui, da? Construcției. Și duritatea cămășii. Duritatea cămășii, exact. Ăsta e foarte bun pentru tras, nu știu, în mașini, da? În pneuri.
cu un hollow point. Trage în roata de la mașină. Mai face damage mai mare hollow point-ul. Face, dar pentru putere de penetrare mare nu are precum FMG-ul. Este greșesc? Da, depinde de distanță, de lungi. Da, un exemplu. Ai mai multe șanse cu FMG-ul într-adevăr să faci penetrare. Asta se desface, da? Nu-și mărește volumul, cum se consideră în mod eronat în lege, da? Unțe expansivă. Expansivă înseamnă din fizică să-și mărească volumul. Plumbul, fierul nu și-l mărește decât la cald. Mărește diametrul. Mărește suprafața de contact. Da, diametrul. Se plutește. Ăsta, în momentul în care îl folosești, să spunem, în cazul unui atac al unui animal sălbatic sau periculos, șansele să îl rănească destul de grav diferă de șansele de a-l răni destul de grav pe care le poate produce formata jacket-ul. Astea sunt aspecte ce țin strict de balistă, de practică. Din punctul de vedere și să-mi spuneți dacă voi considerați diferit, polițiștii și tot personalul meu aici și mea APN de asemenea trebuie să fie dotați și cu muniție hollow point. Mi-a APN-ul? Atunci nu mi-a APN-ul, doar mi-a AI-ul. Da? Și nu numai, inclusiv cei care au dreptul să poartă și să folosească arme pentru autoapărare cu glonță. Apărare și pasă. Da. Bun. Deci, polițiștii în momentul în care fac uz de armă tremură uneori cu gândul că ar putea răspunde că glonțul ăla iese din persoana împușcată. Imaginați-vă să fie simplu, nu puși tu ca poziție, tragi în zona abdominală, da? N-ai tras în piele, ai tras în zona abdominală, că ești pe față de contact mai mare. Intră în burtă, în abdomen, iese prin spate, pe aici, da? Și lovești un nevinovat. Pentru atacator vei fi achitat, că legitima apărare se invocă, pentru a lovi tu vei fi condamnat. Greșesc. Vor exista vor fi niște consecințe cu siguranță. Plus că pun pericol viața unei persoane nevinovate. Dar, din păcate, din ce am înțeles eu, că am avut niște discuții, deocamdată, în viitorul prea apropiat, nu o să asistăm la schimbarea muniției. Consider că polițistul ar trebui să primească și full metal jacket și hollow point și singur să decidă ce muniție folosește în funcție de Un încărcător cu FMG, un încărcător cu volum. Dar o încărcătoare full cu capacitate de peste 6 cartușe sau 7, da? Nu gen Carpați. 12, 15, 20 de cartușe în încărcător. Și cu asta, băieți, voi mai aveți ceva de adăugat de chestia asta? Completare la ceea ce ai spus tu. Noi nu ne alegem locul și momentul când să ne apărăm viața. Iar șefii din birou, respectiv conducerea MIA-ului din birouri, de la aer condiționat, nu cred că este măsură să aprecieze încărcătura emoțională, încărcătura psihică a polițistului din stradă, care trebuie să tragă într-o persoană. Închipuiți-vă linșajul mediatic care se va face în momentul în care se va întâmpla o situație de acest gen. Fabi, ai ceva de adăugat pe final? Păi, eu la muniție nu mă pricep foarte mult, dar ce zic, am învățat multe de la voi și de la da, m-a pus pe gânduri ce am discutat cu voi acum și probabil să mai cumpăr și eu niște chestii, niște lucruri noi acum. Ține legătură, nu-i și probabil să devin și o pasiune pentru arme acum. Da, să... Am apartea la soare, că trebuie să faci cursul ăla. Tu ca polițist și cu academie, făcut, dar înainte nu era obligat prin normele. Da, deocamdată așa, lasă-mă un pic, deocamdată spun discut de acomodație, dacă mă ține 2-3 zile. Aia, o să interesant. Noi, știi, da, îți dau mesaj cu WhatsApp, da, îți dau mesaj tot timpul. Interesant și da, mai ales cu timpul serviciului, okay, am avut o situație în care o Oradea, de lumea, eu ca persoană, eram pe tura mea când o persoană a fost împușcată în cap în Oradea, de un domn, de un cetățean de acolo și într-adevăr trebuie să mergi să văd după ăla, care avea pistol de 9 mm la el. Și tocmai mai murise pe cineva. Și într-adevăr a fost un sentiment pe care nu l-am întâlnit. Nu l-am mai întâlnit, o să vă trimit articolul în greșe. Și efectiv, te căca pe tine de frică. Nu neapărat, chestia că te duci înainte. Că știi că te duci cu un plici, te duci cu un plici cu 6 cartușe și ăla cine știe ce. Ce aveai vestă? Anticlonț? Da, tot. Ne-am luat veste reflectorizante pe noi să nu ne pușcăm între noi. Cum v-am spus și în alte materiale video anterioare, nu ți-a dat unitatea vestă, cumpără-ți. Nu te gândi la bani, te-a scăcit. Da, ai bănuția aia care ziceam eu. Aia 275 de lei care se strânge. Da, în 2 ani de zile ți-ai strâns bănuții de haine, că nu cred că schimbi uniforma lună de lună sau an de an. Da, decât dacă trage cineva de ce rup, în fine. Da, că dai 2000 de lei, 3000, 5000 de lei, 2000 de euro.
bă, dar știi că îți salvează viața. Dar știi că ardeva, nu e suficient să-ți cumperi. Eu mă uit acum, mă uit la voi și nu să știu. Eu știu chestiile elementare. Bun, ei o porți și ce faci? Că asta spun, că trebuie să știi să tragi, că cum să tragi, chestii tactice, wow, chestii pregătire, vesta te pregătire psihologică, pregătire fizică, pregătire... Vorbim de protecția pasivă. Eu de acord cu tine, deci, foarte bine. Vesta oprește orice proiectil, tragi într-o... Un proiectil tragi într-o armă de foc, da? În funcție de nivelul ei de protecție balistică. De, mai bine să o ai în situații și să nu fii împușcat. Da? De când sunt fii împușcați, bă, la parte. Sunt perfect de acord, mă, dar nu dai seama. Polițistul ăla din 2019 la Recaș, am trecut parcă a fost, nu? Am trecut la Recaș. Băiatul ăla mort. Din câte am văzut în fotografiile care au circulat pe internet, a avut două plăci împușcate. Una în tiroidă și una în gât. Nu a fost una în gât? Bun, aici. Povestea, la baza câtului. Bun, povestea anticlonț, chiar dacă ar fi purtat, analizăm locul împușcăturii. Părerea mea, locul loviturii, că nu-l salva. Prima, dacă poate, se purta, poate, prima, așa, da, a doua aia din a nu. Deci, oricum murea. Dar, buba nu a fost chestia asta, a fost că nu avea vestă. În fine. Asta a fost podcast. Azi vine podcast. Da. Păi deja e podcast. Trei interviu. Bun, încă o dată, Nicu Ababei, de la Spartan Warrior Tactics și Savi Perțea. Le găsiți, o să găsiți toate linkurile despre care am menționat în descriere mai jos. Le mulțumesc foarte mult că au venit. Mulțumim de invitație. Mulțumim. Sper că informațiile prezentate în material au fost utile. Materialul, încă o dată o spun, se adresează în special polițiștilor care sunt fie la început de drum sau vor să-și lărgească orizontul cunoașterii cu informații noi din domeniile deja prezentate. Și până data viitoare, cine știe cu cine o să mai filmez. Stați pe canal, abonați-vă la canalele lor, cel puțin de la Tavi, cu siguranță o să învățați tot ce ține de rutieră, de la Nicu tot ce ține pe intervenție, iar de la mine prostii, glume, teste balistice și alte informații juridice. Și de aici, de la cafeneaua Coreto din Constanța, al lui Ștefan, prietenul nostru de la EDC România. EDC România, e membru pe grupul de Facebook EDC? EDC România. EDC România. Și... Aici la EDC Constanța. O cafea foarte bună, am băut. Prăjit aici. Wow. Aici o face, aici o prăjește. Interesant. Așa. Încă o dată, Brad Heder, Nicu Ababi și Tavi Perțea vă salută și vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Până data viitoare, numai bine, misiuni ușoare. Mare atenție la ce echipamente și ce dotare purtați și să nu fiți ultragenți. Doamnește, ceau!